Mergem mai departe la invitata noastră, cum spuneam, exotic, sexy, atât spui și intuiești cam ce întrebări vor fi astăzi la Sosurile Picante. O poftim alături de noi pe Giulia Chelaru. Oameni buni, așadar i-a venit rândul la Sosurile Picante. Hello! Pupici. Ce faci, Giulia? Fac bine, Cătălin, mă bucur să mă aflu în platou, n-am mai fost de 1045 de ani la tine. A trecut ceva timp de când ne-am trecut ceva vreme, dar mă bucur că m-ai invitat la o emisiune, la o rubrică picantă. Te fac picantă. El este Andrei Orodice, prietenul meu. Ne știm de la o emisiune veche, unde mi-a dat și patru mi-a dat. Patru am puncte. Am făcut asta? Ai făcut asta. Dar zi-mi ce ai făcut de n-ai făcut bine. Păi n-ai cunoscut-o. Păi îți spun eu ce am făcut. Am avut un personaj care n-a fost pe placul tău și atunci mi-ai dat patru puncte. Stai că știu. Ia spune. Rockerul. Care rocker? Că rockerul a fost bine. Stai că spui și care... Spus, bați acum. Emisiunea asta era la o altă televiziune, dar lămurim aici cum au stat lucrurile și... Cum îl chema pe rocker? Este printre preferații mei ca actor, ca te rog frumos, nu-i face complimente, pentru că sigur va crede că îi cer ceva. Ce să spun? Ea Orodici, vezi? La sufletul meu, forever. Și sufletul ei este un suflet de artistă. Categoric. Perfect. Giulia, mă bucur mult. Haide să stăm aici. Mă bucur tare mult că ai venit. Și eu mă bucur tare mult. Sper să fac față foarte bine. Eu sunt convins că o să fie bine. Regulile, deci știi? Deci rămâi aici. Wow, da, ce tare! Rămâne aici. La Sosurile Picante și să știi că am mâncat foarte mult iute când a fost invitat. Stai puțin că am văzut ceva și ai plâns. Am plâns. Mulți au dat lacrimile. Am plâns. Adevărul este că vreau să te anunț de pe acum. Eu mănânc picant. Pe bune. Chiar mănânc picant. Păi, și eu mănânc picant. Am impresia că ce e aici, ar trebui, are ceva grad militar, sincer. Stai că nu o să stau pe scaun, că nu prea mă potrivesc cu scaunul. Perfect. Eu zic să stăm aici, nu? Da. Stau așa, puțin. Oameni buni, Giulia Chelaru, Sosurile Picante, pregătită. Deci lucrurile în felul următor. Spune-te. Întrebarea, o citești în gând, răspunsul trebuie să-l dai cu voce tare, indiferent ce ar fi, da? Ok. Deci prima dată dai răspunsul și apoi vede dacă mănânci iute sau nu. Dacă vrei să rup întrebarea, mănânci iute. Dacă vrei să, nu știu, să citesc întrebarea, nu mănânci iute și lumea află la ce vedem, te referi. Hai să vedem cum mă descurc. Uite. Începem cu o întrebare ușoară. Da. Citești în gând. Vezi, eu nu trebuie să văd chestia asta, deși pe cuvânt sunt un om extrem de discret. Aoleu, da. Ar fi curios. Deci, eu pun sosul, deci tu trebuie să dai un nume. Deci. Și după aia discutăm, vreau să discutăm și pe marginea. Păi nu, discutăm. După aia. Dai după un nume. Spun un nume. Dai un nume. Da. După aia te întreb, vrei să mănânci iute? Sau uite, citesc întrebarea. Și vezi? Zici, dacă vrei citesc întrebarea, discutăm. Dacă nu citesc întrebarea, dar după aia ai puțin timp, răgaz, să poți să și explic. Da. Dacă mă lași așa în ceață. Uite, deja acum eu pot să intuiesc. Este vorba despre un bărbat. Oh my God! M-am vaccinat. Oh, atenție și mai spun ceva. Stai un pic, n-ai de unde să știi. Sigur nu este Bill Gates. Sigur, nu. Stai să vedem. Sigur nu. Adrian Mutu. Nu cred. Vezi? Nu e Bill Gates. Adrian Mutu. Și după aia și explic. Poți să citești. Deci nu mănânci iute? Poți să citești întrebarea. Citește-te, nu, că e prea simplă. Citește, deci spune-ne numele bărbatului din showbiz care ți-a făcut avansuri de-a lungul timpului și presa nu a aflat niciodată. Deci, ca să mă și explic, să explic, a fost acum foarte mult timp, la început, când eram în trupa Exotic și a aflat numărul meu de telefon și m-a invitat în oraș. Eu atunci, ori nu știu dacă eram într-o relație sau nu, dar nu știu de ce, mi-era frică de fotbaliști, aveam o frică, ceva, o chestie ancestrală, nu știu ce s-a întâmplat. Mă, dar ideea este că acum îmi pare rău că n-am întâlnit cu un om extraordinar, după care el a luat super avânt și zic, bă, dar nu m-am întâlnit și eu cu băiatul ăla la o cafea, să stau și eu la o cafea, măcar să-l cunosc. Acum îmi pare rău. Da, cine știe, uite ce fai. Nu, poate... nu, dar păi n-ai, îți dai seama, vreau și el să cunoască. Eram atunci, îți dai seama, trei fete cu cuiete. Îți dai seama, blonde, atunci, și cum suna trupa, bine, exotic, atunci eram roșcat. Dar ca idee eram ceva foarte atractiv pentru mulți bărbați, să zic așa, din showbiz, Don Juan și așa mai departe. Și atunci era chiar la început. Era la început. Era la început. Da, m-a sunat omul, a zis, Giulia, te invit la o cafea. Și eu spun, nu. Dar tu știi cine e, nu? Măi, repet, nu era atât de cunoscut. Știam că e un fotbalist. Mamă, dar mie mi-a plăcut totuși că l-am refuzat. Că l-am refuzat eu pe Adrian Mutu, îți dai seama. Dar acum îmi pare rău. Eu n-am jucat fotbal niciodată.
Adică tu la fotbal când erai mic? Ce? Erai bun la fotbal? La fotbal nu, jucam toată ziua handbal cu fetele și când era campionat în curtea școlii de fotbal, plângeam și eu să joc fotbal și mă băgau în poartă. Și eu la fel, nu pot să cred. Da, jur. Da. Și apăram, dar și eu preferam să joc handbal cu fetele. Da, eu toată ziua eram doar cu fetele în pauză și când era campionatul de fotbal, ce am făcut cum suntem un joc. Suntem sufete pereche, măruță. E că ne pot divin. Și stai să spun. Și te aveam mânuși de la de sudor și mă băgau portar. Aveai? Cu genunchiere, cu cotiere. Nu, 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 mă, stăteau și ziceau, hai că te schimb la două goluri. Și eu ziceam, da, mă, hai, băi, hai că au trecut două goluri. Și, na. Eu asta vreau să zic, că întotdeauna cele mai rușinoase goluri le luam așa, aproape, printre picioare. Da, 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 da. Și în contextul ăsta tu mai susții că ești cocoșul în casă? Ok. Ce treabă are una cu alta? Da, hai treabă? Să vedem. Aoleu. Întrebarea cu numărul 2, tot așa o citește... Interesant, interesant. Asta zi. Foarte interesant. Ușor, ușor începem și noi din ce în ce să fim mai interesanți. Uite, vezi, bă, da, chipul ăsta îmi dă niște chestii. Știu și acum că răspunsul nu e Bill Gates. Măi, dar tu ai o problemă cu Bill Gates. Tocmai m-am vaccinat. Deci tu ești cu chipul, cu alea, exact, am înțeles. Exact. E problematic acolo, nu intrăm în detalii. Băi, eu aș spune... Nu, băi, deci orice aș spune nu, se chiar interpretează. Deci răspunsul trebuie să-l dai. Întrebarea o rupem, lumea nu știe despre ce este vorba. Mănânci iute. Dacă nu rupem întrebarea, dacă nu mănânci iute, citim. Da, și o să răspund, deși nu o să se supere persoana, că nu e ceva personal. Atenție, suntem aici pe o caterincă totală. Normal. Deci nu se supără nimeni. Trebuie să dau ca să nu mănânc totuși și așa. Cătălina Ponor. Cătălina Ponor? Asta este răspunsul. Măi, deci totul e pe Ponor, un has total, atenție, da. Cătălina Ponor, gimnasta? Da. Și o să și citesc, ca să pot iar să mă justific. Mamă, dar stai orodici, deci a venit Giulia Chelaru direct Champions League, știi? Adică avem șanse de... Eu cred că ai sosul ăla degeaba. Băi, fii atent întrebarea. Nu se știe, nu dar se știe. Dar fii atent întrebarea și să vezi de ce a zis... Da, o să citim. Ia. Da. Te afli... Bine, el cred că nici nu știe despre ce, care e conjunctura. Nu știe, stai să vezi. Nu, adică... unde să știe? Trebuie să știu. Da, tu și bârfele... Bine, nu-i ce treabă. Sunt varză. Deci te afli pe o barcă în mijlocul oceanului, iar echipajul este format din Andreea Bănică, Claudia Pătrășcanu și Cătălina Ponor. Ca barca să nu se scufunde, ești obligată să arunci un membru al echipajului peste bord. Pe cine alegi? Băi, eu n-aș arunca pe nimeni. Dar pe Cătălina Ponor, de ce am spus așa? Băi, cu Andreea și cu Claudia mai facem puțin bani împreună, mai facem trupa exotică, mai combinăm, mai cântăm acolo la păsărele, mai facem așa. Cătălina nu o cunosc atât de mult. O cunosc, dar nu chiar atât de mult. Nu te supăra, Cătălina, pe mine. Asta este Cătălina situația. Am fost obligată ca să nu mănânc iute, să zic și eu un nume. Dar nu te-aș arunca nici pe tine. Categoric. Dar să știi că nu ai gândit deloc corect. Premisa era într-o barcă ce se scufundă dacă nu sare cineva peste bord. Cine e Cătălina Ponor? Da, dar n-ar te o gimnastă. Dar n-ar trebui. Nu e o gimnastă, e gimnastă, dar ce legătură are cu ea? Păi aici, păi că nu știu. Întreb, nu, nu să știu. Au fost Nu, nu am fost. Au fost fostul soț al cui? Al ei. Fostul soț al meu. Nu știu, Bogdan Jianu. Este iubitul lui Cătălina Ponor. Ah. Acum și se presupune că... Deși n-am nicio treabă cu Cătălina, Doamne ferește. Eu unul aș fi aruncat pe cel mai greu. Păi nu e mai niciun lucru greu. Toate sunt numai niște... Toate sunt numai niște... De ce o aruncă pe actuala iubita fostului soț? Atunci mi se pare firesc. Nu, nu. Deci asta e ca un spirit de glumă. Repet, am vrut neapărat. Cum să o arunc pe Andreea, pe fosta mea colegă? Păi după aia mi-ar fi... Bătut obrazul, măi, da, Giulia, nu, mă așteptam, nu se știi? Poate. Pe lângă faptul că au venit mulți artiști aici la Sosurile Picante și faptul că au venit la Sosurile Picante aici, unii se gândeau, nu răspundeau. La tine a fost, direct răspuns. Știu despre ce fel de joc este vorba, nu putem să... Mamă, pregătită! Oameni buni, ne întoarcem după o scurtă pauză de publicitate cu următoarele întrebări și mai avem 4 la număr. Așa că răspunsurile se anunță a fi extrem de interesante de la Giulia Chelaru imediat.
Am revenit în direct, oameni buni, s-au lămurit lucrurile între Giulia și Andrei Orodici, totul este bine, totul este pe pace. Important e că ea și-a descărcat sufletul, tu ți-ai, cum să spun, recunoscut păcatele și totul este perfect. Doamne! Mergem mai departe. Giulia Chelaru, oameni buni, a venit la sosurile picante și este senzaționale, senzațională, pentru că dă niște răspunsuri trăznet. Hai să vedem mai departe. Opa! 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 Se schimbă treaba. Opa, stai să vezi mai departe. Presimt un iute așa. Deși, hai să vedem. Înainte de asta, am o propunere. Cătălin, ești de acord să faci cu mine un pariu? Crezi că Giulia va mânca ceva iute astăzi sau nu? Stai să văd. Interesant pariu. Da. Crezi că da? Eu cred că nu. Face următorul pariu. Da. Cine pierde, mănâncă iute. O buletă. Opa. O buletă cu ăla, ucigașul ăla micu. Gata. Okay. Ești de acord? Gata, da. Deci fii atentă, dacă răspunzi pe bune și nu mănânci nimic iute, mănâncă măruță. Da, fii atent. Nu ți se pare interesant această provocare? Băi, foarte interesant. Deși el a mai mâncat iute, deci nu e... Nu te gândești că ea după atâția ani, poate ar vrea un pic undeva în adâncul ei să se și răzbune? Tocmai de ce tu acum câțiva ani ai dreptățit-o? Eu, sincer, să fiu în contextul actual, mie ținta mai potrivită mi se pare ai fi tu. Da. Haideți să vedem care le citim pe mea o întrebare. Hai să vedem. Ai tăiat, ciucă. Mult prea ambițioasă. Da, nu. Nu. Păi stai puțin, nu, tu nu te... Păi da, dacă răspunzi așa, normal că trebuie să joci... Da, ce să joc? Păi asta e o calitate. Nu e calitate, nu. Ambiția ce? Pentru o calitate mine, sau un defect? Pentru mine, ambiția puțin trecută de... Și în Biblie zice, mă, nu trebuie să fii prea ambițios. Păi ai ceva, vanitate. Sau puțin, da, și acolo, cu puțină vanitate, hai să spun. Dar puțin prea ambițios, da? Ușor individualistă. Ușor individualistă. Și asta, băi, e un defect, crede-mă. Așa. Ușor individualistă. Și... Are legătura asta cu dubla personalitate? Nu, okay. Nicio legătură. Nu, în sensul că cu dubla personalitate. Individualismul are legătură cu ușor egoism. Adică nu mai despre ea, nu mai despre ea. La un, modul un om cu dublă personalitate poate fi egoist? Nu știu, mă, stai un pic că ne zăpăcești și mai rău. Nu, păi chiar că ne zăpăcești, spune-ne deci, bani. Ideea era felul următor. Vorbește despre cineva care era extrem de... Vanitos și individualist. Adică da, numai ea conta sau el conta, că nu știm că până citim întrebarea. Da. Nu, că el sau ea. Și uneori... Urâtă. Ei, nu. Sau urât, că nu știm dacă e bărbat sau femeie. Da. Nu știm. Tăios. La limbă, la vorbă, puțin... Sarcasm. Puțin sarcasm, puțin așa, ceva te... Așa, puțin venin. Te recorea așa când veninoasă. Nu erai atent. Când nu erai atentă, da. Veninoasă. Citim? A, eu sunt ăla. Citim. Nu. Dar te-ai recunoscut în descriere. Da. Dar, bineînțeles, voi citi, nu voi mânca. Știi de ce? Pentru că are alte atât de multe calități încât chestiile astea sunt așa... Ia să vedem. Da. Foarte bine, te apropii de sosul picant, nu mai măruță. Pune tu paie pe foc, stai să vezi. Spune-ne trei defecte ale Andrei Bănică. Mă și... Vanitoasă? Nu vanitoasă, în sensul că... ambițioasă, dorința ei de a... Și vorbim de niște ani în urmă, când eram împreună, ea avea această ambiție de a se propulsa, de a fi ea ce trebuie. Da, dar înțeles. Asta eu o consider, nu, Doamne ferește, un defect, dar sunt trei calități, să zic așa, trei calități, dar și defecte în același timp, pentru că nu e așa, eram într-o trupă și toate trei trebuia să fim egale cumva, dar Andreea Navei era o bombă sexy, era minunată și trebuia să fie ea acolo. A rămas o tipă foarte mișto. Foarte mișto, mai am o poză cu... vreau să vedem pe Andreea când vorbește, uite aici. Andreea, perfect, bună Andreea.
Aleu, de ce alt? Gata, deci trecem... tu ai fost mulțumit de ce am spus? Stai, întrebarea a patru, da. Andreea, sper că nu te-ai supărat. Nu, stai, mulțumit, nu? Sper că ce am fost să am fost de asta ți-am zis, pentru că acolo păreau foarte multe lucruri care par calități. Ambițioasă, adică de asta zic. Da, da, da. Ai jucat-o un pic. Ei, am jucat-o. Interviuri, știi? Și care e cel mai mare defect al tău? Muncesc foarte mult. Deci, crede-mă, Cătălin, sunt într-o etapă liniștită a vieții mele, încât am uitat tot ce a fost rău, și din trecut, și din prezent, mai ales din viitor. Eu nu pot decât să mă bucur. Deci totul este pentru mine flower power. Pentru că ce se întâmplă în viața ta, povestește puțin, Giulia. Uite pe Cătălin cum transpiră deja. Păi știi de ce? Mă bucur mult că... El am și pe John, pe iubitul cu care mă înțeleg foarte bine. Și acum am deschis și un magazin de cărnet de la fund premium, adevărat. Chiar vreau să te invit să-ți dau așa un porc iberic cu o vită mai wagyu. O ce vrei tu? Altă treabă. Altă treabă. Deci, soția e vegetariană. Sunt într-o etapă bună. Am avut și spectacole, a fost bine. E de bine. E de bine. Hai să vedem acum. Andrei, deci prima dată eu am avut impresia că am citit altă întrebare și acum parcă e alta. Mi-ai pus altceva între timp? Nu. Opa. What? Tu. Întrebarea cu numărul 4 pentru What? Giulia Chelaru. What? Dacă are legătură cu mine, poți să spui. Măi, eu sunt de acord să lăs. Aici ești tu individualist, nu totul se învârte în jurul tău, orodici. Știu, păi, fii tu simpatic și minunat, da, chiar așa, vezi cum e? Să nu se vadă întrebarea. Aoleu, da. Bun, ne salut, zi. Patru, ia să vedem. Hai că e interesantă întrebarea. Lumea nu știe despre ce vorbim. Dar Iana. Și mai cum? Cântăreața de operă, care cântă operă, fata blondă. Iana, Iana Novac. Iana Novac. Iana Novac. Ola. E și amăritată, nu? Păi, de ea vorbim, nu adică știu, să nu greșim. Nu știu statutul. Am înțeles. Adică știu, normal, că are doi copii, așa. Dar asta s-ar putea să pierzi pariu, că nu cred că vreau să... Fii atentă, gândește-te bine. Iana Novac! În primul rând, spune-mă lucru. Băiatule, Iana Novac, s-a întâmplat de foarte de mult chestia asta. Nu contează, nu te mai băgați. Atunci ce sens are? Mai bine că femeia are copii. Nu, vreau doar să spun că lucrurile mai degrabă, nu e vorba despre asta. Băi, nu te uita cu ochii aplăpânți la mine să crezi că mă poți îndoi. De melc așa are. Fii atentă. Asta e o emisiune de divertisment. Cum crezi tu că uite-te își va câștiga bietul măruț audiența? Uite-te că deja invitat, nu vrei să repetăm, sunt aceiași fraieri ca tot venim aici. Asta e pentru tine. Ascultă-mă un pic. Ai, dă capul meu. Deci lasă-mă să-mi termin. Am văzut păcatele când s-a luat de tine, pe de altă parte, gândește-te un pic. Singurul avantaj al măruță. De ce Iana Novac? Nu, avem poza, e femeie măritată, are doi copii. Nu mai bine acum. Nu poți să faci, sincer și onest în fața telespectatorilor. Efectiv, să repar chestia mai asta. Mai omule, taci din gură că lasă-mă că nu mai zic nimic. Mamă, Iana Novac! Am rupt întrebarea. Doamne! Deci, uite, și stă și cu spatele așa. Da. Vezi că iute. What the fuck? Eu ți-am zis că o să regreți. Iute? Ceea ce ai luat tu acum putea evident să o ia măruță, dar ai ales să ții acest secret care peste atâta timp, de ce? Numai că tu o să o iei pe asta, uite cum arată. Nu știu ce să zic, nu știu dacă e contraindicat acum după vaccin. Exact. Actorul se scoate. Lapte. Așa ceva? E iute, am zis de la început, am jucat corect și am zis, vezi că iute, toate sunt iuți. Și ăsta nu e cel mai iute, ăsta mic e cel mai iute. Mi-am pierdut mințile. Fii atent, măruță, double or nothing. Nu, două găluși. Dacă... Nu trebuie să fac asta. Ba da, două găluși acum. Întrebarea cincea, poți să vii să o mănânci direct că ai pierdut. Nu încă. Deci nu trebuia să fac asta, trebuia să răspund. Ți-am zis. Deci, Orodigiu, să știi că îmi pare rău că nu te-am ascultat. Eu ți-am zis că e iute. S-a pierdut fanul emisiunii. Nu, dar e iute. Deci ce mi-ai dat? Cred că mi-ai dat ceva uite, cu... Uite, ăsta e cel mai iute pe care l-am pus pentru Andrei Orodic. Ăla, care, cum îi zice? Pe ăsta cred că l-am pus, uite. Toate sunt iuți. Haide, capul meu, e neplăcut, Orodic. Mad Dog Inferno. El a mâncat multe, cred. Știu, le știu pe toate. Și-l cunosc. A cincea întrebare. Trebuie rămână mâna. Deci acum vezi ce înseamnă. A cincea, vezi. A...
Păi aici e cu duș întors și o să explic. O să spun două, dar nu are relevanță pentru că voi explica după aceea. Două lucruri. Să spun așa, introvertirea. Da. Trăirea în lumea proprie, too much. Așa? Și o rodiciar, cred că e vorba despre el. Iar despre tine, știu. Că așa, tu ești miezul din... Ok? Și doi, să spun așa... tu de ce râzi? Mă gândeam, următorul poate e măruță ăsta, introvertitul nu. Nu. Nesinceritatea până la capăt, adică asumarea anumitor lucruri pe care aș fi vrut să le asume mai devreme și mai onest. Cât timp ați fost, hai să citești întrebarea, nu? Da, 17 ani. E vorba de fostul soț, de Bogdan Jean. Da, Bogdane, nu te supăra, asta e numai că nu mai mănânc iute. Orice îi spune acum, asta e situațiunea. Dezvăluie două dintre motivele principale ale despărțirii de Bogdan, peste care nu ai putea trece niciodată. Aici trebuie... Deja am trecut. Nu mai am niciun resentiment, dar pot în momentul ăsta al vieții, așa, printr-o retrospectivă a mea, să pot să-mi permit să spun, da, au fost anumite chestii pe care noi nu le-am discutat la momentul potrivit, așa cum ar fi trebuit, să fie mai sincer, domnule. Și a asumat... Uite, aici erați... Și a asumat, uite, da, bărbat frumos. Și foarte mișto, de altfel. Și așa, o asumare a noastră, a relației, mult mai ok ar fi trebuit să fie. Și nu ajungeam poate că aici. Adică să fim mai sinceri în coadă. 17 ani împreună, căsătoriți, da, nu? Da. Și el știe lucrul ăsta, că nu ne-am asumat, n-am vorbit ce trebuia. A fost prea multă tăcere. Și de parte și de alta? Da, tăcere între noi. Pentru că doi raci, el un rac la fel introvertit, eu așteptam să fiu trasă, că na, sunt și eu rac, femeie, așteptam cineva să mă tragă, să mă ducă în lume. Fiecare aștepta să fie tras. Și practic s-a rupt... Iar se uită cu ochii blânzi. Știi de ce se uită? Că el a povestit la început pactul pe care l-a făcut cu soția lui ca să nu existe discuții de... Da. Nu știu, să nu ajungi vreodată la divorț. Că așa, a făcut o comparație. Căsnicia e ca o casă. Da. Bă, se mai rupe un perete, îl zugrăvim, reparăm, dar niciodată nu o dărâmăm. Adică nu dărâm căsnicia. Și de asta probabil... Da. Da, corect. Dar depinde și acea chimie, cum este, ce a fost. Bine, dar aici, dacă... Păi și care-i problema? Chiar vreau să vin, dacă e să povestim. Da. Undeva la hai, podcastul tău vin să povestim, dar aici nu e cazul, că aici suntem pe râs, pe glumă, pe divertisment. Dar voi mai vorbiți? Păi acum e și omul combinat, dar am vorbit după despărțire. Noi ne-am despărțit măruță plângând la notar. Adică am plâns și ne-am îmbrățișat, ca să zic așa, și ne-am urat unul altuia fericire și el a plâns și mi-a zis, m-a luat în brațe și mi-a zis, ai grijă cu cine te cuplezi, să nu fie vreun, mi-a zis el un cuvânt așa mai nostim, să nu fie vreun nebun sau ceva de genul ăsta, că mi-a urat tot ce se poate mai bine, cum și eu de altfel. Parcă-ți vine să și plângi așa. Da. Dă să mănânc acum, lasă-mi. Hai, ca să nu zică lumea că sunt sensibil. Orodici! Hai să vedem! Haide, nu cred! Ai mai plâng, vrei să plângi la emisiune, măi, Andrei? Dar nu e așa, Iutela, nu? Dacă știam... Ba da. Dacă știam... Spune-mi, Andrei. Cu cuvintele tale, încearcă să te aduni. Că motivul, modul prin care te pot aduce la lacrimă e ăsta... Am fi avut-o cu tot o altă relație la tecnoză undeva. Mamă, stai pe... Aoleu. Bun, hai să vedem. Opa. Îmi place mult Mădelin, super talentat, jur. Cine? Măi, dar nu știu cum s-a nimerit, bă, destinul, soarta a făcut, de ce, să mă întâlnim și să-i spun, băi, de ce plat John Lennon? Adică să-ți vezi șoful. Întrebarea cu numărul 6. Așa se servesc actorii, te rog frumos. Dă voie. Domnul Orodici? Insist. Mulțumesc. A venit laptele. Asta. Ok, mamă, ce era să fac, pentru că creierul meu nu mai funcționează acum, eram să citesc nu. Întrebarea. Trebuie să dai un nume. Da. Dar ți-o spun, cât de sincer mă crezi? Acum. Cel mai sincer. Deci tu mă crezi sinceră, nu? Adică nu crezi că fac de emisiune sau ceva.
Ok, răspunsul meu este... Stai, înainte de asta vreau să spun un lucru pe care poate nu știu dacă... E, știi că e posibil să și minți? Adică nu, poți să faci asta? Nu, nu faci știu, asta, da, e foarte mișto. Știu, dar intrăm într-o chestie, da. Eu știu ce vrea el să spună. E ea puțin nu vrea cam, să mintă, pentru că a venit aici foarte asumată el, și directă. Știu, dar el vrea să spună că și te poți minți tu pe tine. Nu, deci nu, tu ai impresia că tu spui adevărul, dar de fapt nu-l spui, că tu nu știi. Dar eu mă cunosc acum pe mine, știu ce zic. Știu, deci Andrei Orodici. Jură-te. Eu? Pe bune? Da. Doamne, ferească Dumnezeu, nu știam și s-a întâmplat treaba asta. Bă, ești nebun. Ce? Se uită soția la televizor? Nu, da. Păi da, stai și... Păi, da, ce? Tu vrei să răspund la așa ceva? Adică vrei să o dau în treabă? Ăsta e răspunsul Andrei Orodici? Da, jur. E vorba despre mine în sfârșit? Da. Păi tu tot ai vrut și te-ai băgat. Sunt de acord. Stai, vrei să mănânci chiar iute sau vrei tu să nu mai mănânci iute? Băi, deci auzisem că e adevărată chestia asta, dar acum... Unde ai auzit? Unde ai auzit? Colege nu care... Colegele noastre... Colegele noastre... Nu există așa ceva, asta e un secret al meu, ținut doar sufletul meu. Nu, fii atentă, tu astăzi, da, când ai aflat că ne-ai întrebat cine mai vine la emisiune... Și aflat că e și Andrei Orodici, de asta. Da. Și oarecum e răspunsul de aici, de asta zic. Da. Să nu că Andrei Orodici e răspunsul la întrebare. Da, mă jur, pe de-a rog eu frumos, citește întrebarea. Băi, ai grijă că ești căsătorit de câți ani? E ok. Mamă. Chiar sunt foarte curios, te rog eu mult, citește întrebarea, nu mânca iute. Andrei Orodici, de astăzi mai pun puțin lapte. Ce ți se pare așa de extraordinar? Se pare că să facem așa spectacol. A, să facem spectacol, ok, corect, corect. Nu, dar e foarte tare. Nu se pare ceva, să știi, Orodici, că nu e nimic extraordinar. Julia, mă știu curat pe cuvântul meu de onoare, citește întrebarea. A, deci tu ești cu musca pe căciulă. Citește întrebarea. Să nu lăsăm altceva de bănuit, te rog, eu nu mâncam iute la întrebarea asta. Ce se întâmpla în culisele altor emisiuni? Păi știi care, mă, iar e egocentric, iar se gândește că e vorba despre el. Păi zis Andrei Orodici. Păi da, mă, știu, dar poate are legătură cu cea... N-ai înțeles. Ah, ok, bine. Acum. Spune-ne numele unui bărbat din showbiz de care ai fost îndrăgostit în mare secret. Pe bune? Da, mă, pe bune, vezi? Hai, mă. Pe cum? Băi, dacă nu era aici de față, nu mi-aș mai fi adus aminte. Dar faptul că ești aici mi-am adus aminte. Că eu mă îndrăgostesc pardon. De mine? Și când? Da, eu am fost la emisiune. Dar erai măritat atunci. Pe ce legătură are? Nu, mă, nu, deci fii atent. Deci, ca să da, fii atent, să lămurim problema, da? Că eu vreau tot timpul să mă jur. Jur, nu m-a așteptat să fie așa, cum să zic, onestă și așa, da, foarte mișto. Dar vreau să, totuși, cu o mică remarcă. Această îndrăgosteală, să nu înțelegem că, Doamne, mă ducea și plâng acasă, vai ce-l iubesc pe Orodici, vreau, nu. Deci a fost o simpatie, nu? Stai puțin, Orodici, Andrei. A fost o simpatie, să zic așa, mai deosebită. În sensul că eu lucram cu el. Da. El mă învăța actorie, el nu știu ce. El este o combinație, ca să mă și zici, tu ești o combinație de bărbat, pe lângă faptul că arată bine și simpatic, cu o ai o naturalețe a ta care este extraordinar de șarmantă, cu ochii ablânzi, calzi, care te privesc în suflet direct. Tot timpul calm, să ne dai un sfat bun, prietene. Eu n-am mai întâlnit genul tău. Și am avut o simpatie... Deci, eu am avut o simpatie față de tine foarte mare. Deci, ascultă-mă, vorbesc foarte rău, sunt total... Lasă... Eu sunt vacă total, nu m-am prins în dar viața mea de chestia asta, ești primul... Dar, păi nu am fost singura de la emisiune. Ei, na. Și nu pot să mai dau, păi să nu pot să dau un... Ce, se erau deci, și alte? Da. O Zana deci, Barabancea? Nu, sigur, dar nu, multe jur. Erau îndrăgostite de tine. Du-te, mă, de aici. Jur pe cea mai scump. Hai, deci, bă. Nu e, deci, băi, fără nicio... Nebun. Da, deci, pentru că tu erai... Nu știu, deci era eu... ancora noastră. Tu erai, nu știu. Vorbești erai ceva serios. Deosebit, da. Și în continuare te-ai păstrat, dar acum parcă e și mai calm, și mai e ca un, înțelegi? Dar un vin care se face din ce în ce mai bun. Din ce în bravo. Ce mai bun. Sosurile Iuții cu Giulia Chelaru. Pe Giulia o căutați pe Instagram, pe Facebook, pe YouTube. Giulia, da. Ai fost fabuloasă, sincer spun. Da? Mă, da! Că mai mergeau o întrebare. Mai mergeau o întrebare, noroc, Orodici. Craiule. Ești luăm minunat, publicitate, și oameni buni, și ne întoarcem imediat. Rămâneți cu noi, vă invităm aici la un pahar de lapte.